Salut! Sunt Robert și vreau să vă vorbesc în podcastul ăsta despre mașini. Am citit de curând și am pus un articol și la mine pe blog despre faptul că mașinile hibride au destul de multe probleme cu autoaprinderea, cu focul. Da? Sunt niște instituții americane care au făcut niște statistici. Pe acolo se fac statistici, din ce văd eu. Prin Europa, în România nici nu discutăm, că mai scriam eu la un moment dat un articol pe blog, zicea că Tesla are probleme cu fake brake, cu false brake, cu frânele false. Și că autoritățile americane s-au sesizat pentru că au primit niște reclamații de la posesorii de Tesla. Păi în România, dacă făceai asta, știu ce, la rar, și le trimiteai reclamații la ăia, că se uitau ăia ca la râma la conductă la tine. Păi cum să facă ei teste la Tesla? Ce aparatură să aibă? Cum, unde să facă? N-au Tesla? Adică că se uitau ca râma la conductă. Și cred că încercau să-ți dea niște răspunsuri de-astea politically corect ca să se fie acoperiți și să fie ok. Adică măcar acolo ăia fac ceva. Da? Și acolo au luat apuricat mașinile și citiți pe blog la mine că găsiți articolul acolo. Bun, ideea este că ăștia, adică Autoritatea de Sănătate în Transporturi și încă o autoritate de acolo, nu le știu exact numele, că nu asta este foarte important, pe baza unor statistici au ajuns la concluzia că mașinile hibride iau foc cel mai des în comparație cu mașinile electrice sau în comparație cu mașinile cu motoare cu ardere intern. Da, și ei zic așa, vă citesc chiar de aici de pe blog ca să nu fie probleme. 3.475 de bucăți de mașini hibride au luat foc la 100.000 de mașini vândute. Adică au luat foc în sensul că s-au autoaprins, da? Stând în parcare sau stând în garaj, de exemplu. Da? Asta a fost factorul studiului. Da? E o problemă mare în SUA, cel puțin. Cred că e o problemă mare peste tot, numai că noi nu aflăm de chestiile astea în Europa, pentru că nu se fac astfel de chestii, ci nu se dau publicității. De exemplu, Chevrolet Bolt a avut o problemă extrem de mare cu chestia asta. Au suspendat producția și viitorul lui e cam incert așa al lui Bolt. Dar de asta GM a vândut extrem de puține mașini în trimestrul 4 din 2021, vreo 26 de mașini. Atât a vândut el în tot trimestrul 4, tot GM-ul la nivel mondial, da? Ca să faceți o comparație, Tesla a vândut vreo 200.000 de mașini în trimestrul 4. Da? Iar la GM, din cele 26 de mașini, 25 au fost Chevrolet Bolt și una a fost Hummer. Da? Adică un rahat de vânzare, dacă mă întrebați pe mine. Aici e vorba de mașini electrice, că Bolt și Hummer sunt electrice. Discutăm strict de electrice, nu de altele. Da? Bun, deci mașinile hibride au luat foc 3.400, cât vă spuneam, 75 de bucăți la 100.000 de mașini vândute. Mașinile cu motoare interne, cu ardere internă, 1.530 de bucăți la 100.000 de mașini vândute. Și astea, mașinile full electrice, 25 de bucăți la 100.000 de unități vândute. Da? Și din statistica asta așa, pare că mașinile hibride au probleme mari pe zona asta de a lua foc. Mai mult decât mașinile electrice. Bun. Asta a fost știrea. Acum, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că lucrurile nu stau chiar așa. Și cred că chestia asta a fost dată și poleit așa într-o anumită formă ca să se ducă în zona mașinile electrice care nu iau foc, dacă mă întrebați pe mine. Și o să vă explic de ce. O să mă leg de mașinile cu combustie internă. Mașinile cu combustie internă, din punctul meu de vedere, atât în SUA și numai din punctul meu de vedere, statistica asta, atât în SUA cât și în Europa, sunt marea majoritate. Adică sunt puține hibride și puține electrice raportate la, deci dacă raportăm toată flota la numărul total de mașini, preponderent sunt mașini cu motoare cu ardere internă. Astea sunt și cele mai vechi. Da? Adică au vechime în parc mai mare decât au alea hibride și mai mare decât au alea electrice, pentru că alea electrice sunt de undeva de 12 ani pe piață, adică de 12 ani Tesla, care vinde cel mai mult. Mai sunt și, au mai fost și altele, au mai fost și Leaf-ul de la Nissan, dar cu vânzări mici. Da? Deci sunt cu undeva pe la 12, au 12 ani pe piață. Da? Deci de asta vechimea parcului nu e atât de mare. Și asta este un factor decisiv, dacă mă întrebați pe mine. La fel și mașinile hibride. Mașinile hibride au o istorie în SUA și au ceva 20-20 ceva de ani.
Da? Deci acolo parcul e un pic mai vechi față de mașinile electrice. Da? De ce are importanță factorul ăsta? Pentru că exact chestia asta n-au dat-o publicitate sau ar fi dat-o, dar nu apărea în știrea pe care am citit-o eu inițial. Da? Pentru că focul pornește datorită unui scurt circuit. Da? Un scurt circuit care se produce datorită îmbătrânirii elementelor. De exemplu, cabluri prin care trec curent, mufe care nu fac contact bine, scurt circuit intern al bateriei și tot așa. Da? Deci apare datorită unui scurt circuit. Cablurile neizolate și mufele și scurt circuit intern la baterie apare de obicei din îmbătrânirea materialelor. Cam asta se întâmplă. Plasticul îmbătrânește, se rupe, devine casant, se ating firele, face contact, cam asta se întâmplă. Da? Deci factorul îmbătrânire are un impact foarte mare în chestia asta. Iar ei nu spun asta. La mașinile hibride versus mașinile combustie internă, avem o problemă pe care o avem și la mașinile electrice, dar datorită faptului că mașinile electrice sunt mai noi, n-au apucat încă să învechească și să îmbătrânească atât de mult elementele de pe ele. Da? Deci, la mașinile hibride versus mașinile... De ce mașinile hibride au ponderea asta mai mare de a lua foc? De ce? Pentru că circulă curenți mari prin sistemele mașinii. La mașinile cu ardere internă, cu motoare cu ardere internă, nu circulă curenți mari. Singurul loc unde circulă curent mare este demarorul și acolo sunt 300-400 de amperi și este doar în momentul când pornești mașina. După ce ai pornit mașina, nu mai ai curent mare. Și nu mai ai curenți mari cam pe nicăieri prin mașina cu motorul cu ardere intern. Da? Ai curenți mari de ordinul câtorva amperi. La mașina electrică și la mașina hibridă sunt curenți mari care circulă permanent atâta timp cât mașina aia funcționează și sunt curenți de sute de amperi care circulă de la baterie către motor, de la motor către baterie ca să o încarce și tot așa, de la frânare regenerativă. Deci sunt curenți extrem de mari care circulă prin mașina respectivă. De asta pericolul de a lua foc este mult mai mare din punctul meu de vedere, pentru că odată cu îmbătrânirea cablurilor și a tuturor elementelor, pericolul de scurt circuit datorită neizolării este mult mai mare, sau pierderii izolației, ca să fim mult mai corect, datorită faptului că circulă curenți mari. Nu tensiune mare, dar și tensiunea la unele din ele ajunge la 400 de volți, care e mare, dar circulă curenți de câteva sute de amperi pe cablurile alea. De asta și cablurile sunt atât de groase. O să vedeți, dacă vă uitați la mașinile electrice și la mașinile hibride, sunt niște cabluri sănătoase puse acolo. Da? Asta este motivul pentru care, din punctul meu de vedere, mașinile hibride au foc mai mult decât mașinile cu motoare termice și mai mult decât mașinile electrice, între hibride și electrice fiind o diferență de vârstă la flotă, la parc. Pentru că mașinile electrice sunt mai noi, au undeva pe la 10 ani, alte probabil că sunt învechite, sunt 10, 15, 20 de ani. Da? Nu s-a spus în studiu ce vârstă aveau mașinile. De asta e un pic problematic din punctul meu de vedere. Bun, cam atât vreau să vă spun. Dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunț eu tu cum mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!